Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Concepte deschise. Evenimentul este organizat de Academia Română împreună cu Mitropolia Oltenia, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman și Facultățile de Teologie Ortodoxă și Litere. Astfel, organizatorii vor să promoveze conceptele filozofice și să-i determine pe tineri și studenți să-i citească pe cei mai valoroși români. Constantin Noica a fost unul dintre cei mai cunoscuți filozofi care au trăit vreodată pe fața Pământului. Și spun asta cu referință la toți filozofii. În timpul vieții lor, cel puțin, nici Platon, nici Socrate n-a avut atâta audiență și n-au fost cunoscuți de atâtea oameni cum a fost Constantin Noica. La Universitatea din Craiova, la Facultățile de Teologie Ortodoxă și Litere, studenții studiază pe filozofii români și străini. De altfel, periodic sunt organizate astfel de activități cu teme diverse care să-i atragă pe tineri. Sunt convinsă că aceste două zile vor fi zile pline de cunoaștere, de îmbogățire spirituală, de îmbogățire intelectuală, spre profitul tuturor participanților și mai ales a studenților. Filozofia, iubirea de înțelepciune, este o aspirație umană firească, o știință născută din experiența de veacuri, o preocupare izvorâtă din străfundurile ființei și pentru că nu credem în destin, este un element ontologic naturii noastre prin care căutăm răspuns la întrebarea de unde venim și unde mergem. Constantin Noica a fost filozof, poet, eseist, publicist și scriitor. A fost apropiat de marele teolog Nicolae Steinhard. Fiul său, părintele Rafael Noica, este de asemenea un mare și cunoscut teolog. Ultimii ani din viață, începând cu anul 1975, Constantin Noica și-a petrecut la Păltiniș, lângă Sibiu, locuința lui devenind loc de pelerinaj și de dialog cu admiratorii și discipolii. S-a stins din viață la 4 decembrie 1987.